Pietrele la calcul renal. Pietrele la rinic reprezintă mici cristale sedimentate a căror compoziție are la bază substanțele chimice conținute de urină, oxalați, urați, calciu, fosfați. Formarea pietrelor la se produce atunci când conținutul de reziduri din urină este mare, iar acest lucru poate fi preîntâmpinat printr-un consum suficient de apă, prin sport și printr-o alimentație corectă, fructe, legume, fibre, pietrele la rinichi mai sunt cunoscute și sub denumirea de calcul renal. Afecțiunea are implicații neplăcute asupra modului de viață al pacienților, iar din acest motiv necesită tratament, mai ales în formele sale mai grave. Pietrele pot varia ca dimensiune, iar, în cele mai multe dintre cazuri, ele se elimină cu ușurință prin urină, Există însă și situații când calculii, din cauza dimensiunilor crescute, sunt greu de eliminat în mod natural și este nevoie de tratament medical sau tratament activ pentru spargerea în bucăți mai mici și eliminarea lor. Problema principală pe care o ridică pietrele la rinichi este aceea că limitează fluxul urinar, iar acest lucru poate duce la infecții și chiar la blocaj renal. Tipuri de pietre la rinichi. Există mai multe tipuri de pietre la rinichi în funcție de substanțele care au stat la baza formărilor. Astfel se pot delimita următoarele tipuri de sedimente sau calcul, oxalici din oxalat de calciu, sunt cele mai frecvent întâlnite. Purinici din acid cristalizat, fosfați, struviți, apar ca urmare a infecțiilor urinare repetate. Caracteristica lor este creșterea rapidă în dimensiune. Cistinici sunt cazuri rare și apar pe fundul secretării cistinei de rinichi. Cauze aparițiilor pietrelor Există mai multe cauze pentru apariția pietrelor la rinichi, deși hidratarea există o cauzalitate foarte mare între cantitatea de urină și cantitatea de apă consumată. Atunci când apa pe care o bei este puțină, cantitatea de urină va fi redusă, în consecință cresc riscurile de a dezvolta calcul renali se recomandă consumul la minimum 2 litri de lichide pe zi, deoarece apa împiedică formarea cristalelor în urină. Sedimentarea acestora și creșterea în volum a pietrelor la Alimentația lipsită de fibre, minerale și nutrienți este important să urmezi un regim alimentar cât mai variat, pentru a fi sigur că organismul primește fibre, vitamine, minerale și hidratare. Urina acidă în urma asimilării crescute de proteine și grăsim animale din carne, brânzeturi, dar și a unui consum crescut de sare. Infecțiile urinare cu anumiți germeni proteus, pseudomonas, clepsiela, stafilococcus. Factori ereditari, dacă există în familie cazuri de calcul renal, crește riscul ca și descendenții să dezvolte pietre la rinichi, unele medicamente pot influența sedimentarea acidului uric anumite boli digestive, diaree cronică, boala crohnă sau intervențiile chirurgicale la nivelul tractului digestiv. Factori de risc Persoanele care prezintă afecțiuni medicale ce conduc la creșterea nivelului de calciu pot dezvolta mai ușor calcul renal. De asemenea, persoanele care obișnuiesc să consume multă sare oricele cu boli digestive au un risc mai mare de a dezvolta pietre la rinichi. Pe lângă aceste situații mai există și alți factori de risc precum sexul, femeile sunt mai puțin predispuse să dezvolte calcul renal. Bărbații au un risc de trei ori mai mare decât femeile în apariția pietrelor la poziționarea geografică compoziția solului și apei contribuie la formarea pietrelor la rinichi fiindcă este favorizată de concentrarea urinei ca urmare a dehidratării prin condiții climatice. Așadar, persoanele care locuiesc în zone cu temperaturi ridicate sunt mai predispuse la apariția bolii. Factori genetici Ereditatea este un factor important, deoarece unele afecțiuni metabolice transmise ereditar pot determina apariția pietrelor la vârsta, mai rar întâlnite la copii. Pietrele la apar cu precădere în viața adultă. 20. 40 de ani, intervenții la nivelul stomacului în vederea reducerii greutății corporale, obezitate, infecții urinare, consumul crescut de Zahăr și sare. Simptomele aparițiilor pietrelor la Procesul de formare a calculilor renali nu este dureros, ci este unul asimptomatic. Primele semne ale bolii apar în momentul în care pietrele se deplasează prin ureter. Chiar și așa, simptomele pietrelor la apar în funcție de dimensiunile formațiunilor, dureri moderate sau severe în zona spatelui, ce se acutizează pe măsură ce se produce procesul de eliminare a calculilor renali, dureri în zona abdomenului inferior, dureri în zona inghinală, senzația de urinare frecventă, usturime și durere în timpul urinării, senzație de greață. Vărsături, febră și frisoane, urină cu un miros neplăcut, hematuria, urina cu sânge, urină roșie, roz sau de culoare, Închisă maro. Durerea poate avea caracteristici diferite și este important de reținut faptul că, pe măsură ce piatra se deplasează prin tractul urinar, durerea poate fi resimțită în alte zone decât inițial. Diagnosticare pietrelor la rinichi. Pentru un diagnostic corect este necesar să te prezinți la medicul specialist urolog care va ști ce tratament pentru pietre la rinichi ți este necesar. El îți va explica procesul de eliminare a calculilor și va administra medicația potrivită pentru eliminarea totală a acestora. Ulterior examenului fizic, medicul poate solicita un set de teste care să confirme diagnosticul de pietre la rinichi. Va fi necesar să faci un sumar de urină și o urocultură, pentru a determina nivelul de sedimente și conținutul de acid uric, calciu, oxalat de calciu, sodiu sau cistină. De asemenea, este nevoie de analize de sânge pentru a evalua sănătatea rinilor. Precum determinarea urei serice, a creatininei serice și a acidului uric seric. Din punct de vedere imagistic, se pot folosi radiografiile sau ecografiile abdominale, cu ajutorul cărora pot fi vizualizate pietrele la rinichi, numărul și dispunerea acestora. La nevoie, poate fi folosită urografia cu substanță de contrast, pentru o imagine cât completă a calculilor. Tratamentul pietrelor la rinichi Pentru că există mai multe tipuri de pietre la rinichi, tratamentul instituit trebuie să țină cont de acest aspect. Medicul poate recomanda tratamentul medicamentos al afecțiunii, iar antiinflamatoarele pot reduce disconfortul provocat de calculi renali. La nevoie, dar numai la indicațiile specialistului se poți folosi ceaiuri pentru pietre la care au proprietatea de a dizolva sedimentele, astfel încât acestea să fie mai ușor de eliminat. Ceaiul de turmeric este util deoarece are proprietăți antioxidante, iar ceaiul de popădie ajută foarte mult la eliminarea toxinelor. Ceaiul din cozi de cireșe are efect antioxidant și antiinflamator, la fel și ceaiul cianca piedra sau ochișoricelului. În același timp, sucurile pe bază de citrice pot ajuta la disocierea calculilor de mici dimensiuni, datorită acidității lor. În cazul în care pietrele la nu pot fi eliminate și rămân blocate, se poate apela la metode de tratament precum SWL, NLP, ureteroscopia și abordul chirurgical deschis. Litotripsia extracorporeală cu unde de șoc este o procedură neinvazivă de transformare a pietrelor din aparatul urinar, cu ajutorul undelor de șoc produse în afara organismului, în bucăți mai mici, ușor de eliminat. Procedura este puțin dureroasă, rapidă și nu implică riscuri majore. Prevenție. Una dintre metodele prin care poate fi prevenită apariția calculilor renali este consumul optim de lichide, și anume minimum 2 litri de apă pe zi. În acest fel, organismul este hidratat, ceea ce înseamnă că nu se vor forma cristale în urină care să se transforme în calcul. Prevenția poate fi completată și de următoarele măsuri, consumul de fructe și legume, datorită caracterului lor acid. Citricele sunt deosebit de eficiente în prevenția apariției calculilor renali, consum redus de sare, sarea reține apa în corp, implicit, și reziduri care ar trebui eliminate în urină, se recomandă așadar să nu se depășească valoarea de 2300 de mg de sodiu pe zi și să se limiteze consumul de alimente procesate, cu un conținut ridicat de sare, păstrarea unei greutăți potrivite. O creștere bruscă în greutate poate influența apariția calculilor renali. Atenție la alimentele bogate în oxalați, spanac, cartofi, cafea deoarece acestea pot favoriza formarea calculilor, folosirea remediilor din plante, cum ar fi, spre exemplu, planta cianca piedra. Este însă recomandat să folosești aceste remedii cu grijă. Întrebând medicul despre efectele lor.